Uitați ce mi-a făcut italianul ăla Eu l-a rugat să mă facă femeie Și el mi-a făcut mărire de penis Bulangiu dracului Bă da, voi o mai țineți minte pe Daniela Gheorfi Săraca Cu silicoanele ei greșite Unul pe față, unul pe dos Și gura aproape blocată, pe care nu o putea mișca, că avea operațiile estetice greșite, săraca. Era operații inestetice la Daniela Sărăcuța, ce milă mie de ea, că ea a fost prima femeie de la noi care s-a sacrificat pe altarul medicinei inestetice din țară dacă o striga vreunul pe stradă să-i facă un sex oral, că ea singură trimitea la televiziuni casete în care făcea sex, deși nu o ruga nimeni, se întorcea sărăcuța ca lupul către pluă, că băgase răia atâta silicon în ea de o zombificaseră. Ți era și frică să vină spre tine să-ți facă un cioc, că ziceai că era din ăia morții vii. Vreau să-ți o sug! Bă, unde fugi? Bă, ohuleu, zombi, fugiți, bă, ne-a invadat cadavrele în centrul orașului, fugiți, ne-a invadat siliconatele, fugiți! Și acum abia îmi dau seama, mă, pe astea care apare la televizor, pognitorile cu buzele cât penisul meu de domnișoară, ori asistentele cu gurile cu care nu poate râde pentru că e fixe din cauza la colagen sau la ce căcale a injectat în buze, săracele astea din showbiz le-a operat doctorul la italian, mă, și noi nu știam! Acum înțelegeți? Vi s-a elucidat misterul de ce arată astea ca mumiile prin studiourile TV, le-a operat în secret doctorul chirurg italian fără diplomă, care l-a prins ăștia acum că vrea să fugă din țară după ce a nenorocit o showbiz autohton. Doctor care avea 8 clase, dar se dădea medic-chirurg șmecherul, însă ce să vezi, pentru români asta este suficient ca să te ocupi de chirurgie estetică Că -și se știe italienii se pricep la frumos și la femei, nu? Păi nu e suficient cât să te lase să operezi într-o clinică privată de la noi? Este mă ce ai! Proștii de la noi i-au dat parafa de medic, i-au pus bisturiul în mână și i-au zis Italianule, ia-ți patul tău de spital și umblă! Și-a umblat bulangiu, numai că n-a umblat prea mult. Și cele mai bengoase clinici private din România i-au deschis ușa. Poftiți! Vreți să operați? A, ah, sigur! Alegeți ce doriți! Salonul e plin de proaste, care noi le luăm banii, că nu le spunem cine le operează. Noi tratăm obiectele ca pe femei alegeți pe care doriți, care vă place, care aveți dumneavoastră chef să o mutilați. Dacă ne interesează să vă verificăm ce acte aveți, aiurea, stați liniștit, nu ne interesează pe noi așa ceva. Cel mai important act al dumneavoastră este pașaportul ăla de italian. Cum să nu puteți opera? Sunteți italian, orice italian poate opera. Aici suntem în România, pui de daci și de romani. Iar asta este o clinică privată foarte serioasă. Ionela, hai că a venit aici un italian, dă ceva să opereze. Doriți pe creier sau pe buci? Un transplant de măduvă spinală sau o mărire de penis? Ce v-ar dori inimiara să operați astăzi? Avem de toate aici în clinică Ionela ia do pe Maricica Aia din provincie Da, că nu știe cum e cu de-astea Să-l testăm puțin pe domnul doctor Da, aia care a furat bărbasul la asfalt în Brăila Și acum vrea să-i fac operație estetică la amantă Nu știu ăștia cum e cu chirurgia estetică da, au proștii portofelul gros că doar noi să-l punem pe domnul doctor să o opereze pe șobolan mai întâi, să le ridice țâțele la șoricioaice ca să-l verificăm. Încercăm pe proaste din provincie, pentru că noi suntem o clinică privată serioasă. Noi nu facem teste pe animale, noi suntem umani. Facem testele direct pe oameni, în speță pe femei. Domnișoara Maricica, sărumâna acesta este Don Mateo, cel mai mare specialist în chirurgie de țâțe și păsărici, ca să vă vorbesc pe limba dumneavoastră, ca să înțelegeți. O să vă facă țâțele și păsărica praf, ă, oh, praștie, ă, oh, practic, nu o să vă vină să credeți cât de frumoase va ieși. Mult mai frumoase decât acum când arătați ca dracu. A, ah, doriți să vă ridicați sânii. Ok, Domn Mateo, facem o ridicare, o elevațione de țâțone. Prego, elevațione de țâțone e nostra specialità de la questa clinica medicală din România. Doriți să executare con bisturiola dona, țâța de la dona? Ma certo, răspundea bulangiul. Domnișoara Măricica din provincie, bari înainte vă rugăm că așa e la medicii esteticieni. Ha, ha! Îi lăsați acolo la doamna asistentă, vă dezbrăcați de ce aveți și vă întindeți pe patul acela. Apoi, domn Mateo, specialistul nostru, o să vă taie țâțele, mă rog, o să vi le aranjeze, o să fie ca noi. Adică nu ca noi, ca voi, femeile. Domn Mateo, Doriți ceva pentru operație sau vă lăsăm singuri? Ah, singuri! Minunat! Nici nu are nevoie de asistente! Ia uzi, Ionela, face domn doctor tot! Noi doar facem economie la asistente, ce tare! Am mai pus un bano deoparte! Hai la o cafea până termină il maestro! Prego, prego! Un cinzano înainte! Și două prezervative, ha, sigur, sigur, macerto, ca să le folosiți pe post de mănușă chirurgicală, da, mănușa chirurgicală cu un singur deget, extraordinar, ce noutate în materie medicală, si, sigur că știam, doar uitasem, nu, no, ne ziceți, de mănușa cu un singur deget. Certo, dottore, Ionela un cizanon cu gheață și două prezervative la domnul doctor. Como? A, ah, și un pachet de sobranie, azzuro, azzuro. Ionela, un sobranie albastru la domnul chirurg. Hai, fuga marș, că ne cam grăbim. Și uite așa a operat doctorașul italian în România și a tăiat prin nasuri, țâțe, buci și păsărici ca prin brânză vorba aia, mai mult de un an. Vă dați seama ce țară de tâmpiți suntem. Acum aprinde hoțul, scoate ochiul, ochiul din vârful penisului îl mai scoateți, Ca acum toți se dau loviți. Ăia care l-a angajat dau vina pe Direcția de Sănătate Publică. Direcția de Sănătate Publică dă vina pe Minister. Ministerul pe soartă și tot așa. Ce e clar e că suntem o țară de rahat. De rahato. Toți ne fură și ne operează, după cum se vede, nu numai la buzunare, ba și în gură, la țâțe și între picioare. Și tot dintre picioare să le dau și eu la hoții care i au dat primului cretin cu 8 clase, care le-a cerut dreptul de a opera România și de a-și bate joc de noi, femeile, dar tot ca femeie, vreau să mă opresc aici din solidaritate. Că sunt o doamnă în pula mea de cretin ce sunteți, băi, cretinilor, cum l-a lăsat, o pe la să opereze, bă!